Bun găsit, stimați telespectatori! Lumea în care trăim pare o adevărată corabie a nebunilor care plutește într-un triunghi al bermudelor extins la nivel planetar. Constatăm războaie, cel mai apropiat în Ucraina, cu tremure de pământ, Turcia, Siria, tensiuni Israel-Iran, tensiuni Statele Unite-China, inclusiv în problema Taiwanului, aberante decizii medicale și alimentare europene, tot mai multe fără de legi și nedreptăți săvârșite în numele dreptului și a legalității și câte altele. Unde am putea găsi un răspuns la ceea ce se petrece pe mapa mond? Ca creștini, știind că există o ființă supremă care controlează întregul univers, evident că noi ne vom îndrepta spre Sfintele Scripturi, unde putem găsi o lumină în întunericul beznă tot mai accentuat care e în jurul nostru. Invitatul meu și al dumneavoastră este pastorul profesor Iuliu Centea, care realizează și emisiunea Creștin la timpul prezent. Mă bucur să fim împreună și să punem să-l cunosc pe el împreună cu Creștin la timpul prezent. Sperăm să iasă ceva bun. Bine ai venit, Iuliu, la emisiunea să-l cunosc pe el. Bun găsit! Și am venit cu bucurie. Și cred că ne vom adânci în cuvintele lui Iisus privind vremea sfârșitului. Așa este. Tema noastră este semnele vremurilor și durerile nașterii împărăției lui Dumnezeu. O temă extrem de largă, probabil că ne vom limita la două episoade și încercăm să aducem, după cum spuneam, o lumină în întunericul tot mai profund. Ce poți să ne spui? Fake news-uri, războaie, foamete, epidemii, cutremure, știință fără conștiință, moarte. Găsim în Sfintele Scripturi o astfel de înșiruire de evenimente, o astfel de aliniere, nu a unor planete, ci a unor rele care se petrec pe mapa mond? Iisus vorbește despre vremea sfârșitului și găsim în Evanghelile sinoptice, Matei, Marcu, Luca, pasaje destul de largi despre vremea sfârșitului. Și cred că pentru noi, în întunericul de fake news, în întunericul de vești rele, cuvintele lui Iisus sunt o lumină. Și vrem în misiunea asta să ne adâncim în această lumină. Ce zice Iisus de vremea sfârșitului? Pentru că Iisus este adevărul. Nu credem într-un adevăr relativ, cum zice postmodernismul, ne credem că un adevăr absolut este Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Deci noi avem ca reper adevărul Hristos, adevărul cuvântului Dumnezeu. Cred că acesta este un adevăr absolut și de aceea toată încrederea mea este că ceea ce a zis Iisus despre vremea sfârșitului este realitate, nu este fake news. Și unde a zis și cum a zis și dacă cumva chiar găsim o aliniere a acestor neadevăr, minciună, război, foamete, epidemii, cutremure? Cea mai cunoscută este Matei 24. Haideți să lecturăm. Să ne uităm la Matei 24, la cuvântul lui Dumnezeu despre vremea sfârșitului. De fapt, Iisus a fost întrebat. Inițiativa n-a venit de la Iisus să vorbească despre acest subiect. Foarte important să știm că a fost o dorință. Deci Hristos răspunde la dorința ucenicilor. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui se apropie de el ca să arate clădirile templului. Nu. Deci Matei 24, pentru cei care 24, vor să urmăresc. Dar Iisus, să-ți vedeți voi toate aceste lucruri, atât vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor, deci să știm că lucrurile acestea Iisus le spune într-un loc strategic. Locația este un loc strategic. Muntele măslinilor este foarte important în istoria escatologică. E locul unde s-a înălțat Iisus la cer și locul unde va reveni Iisus. Deci de acolo le vorbește, deci Hristos alege locația perfectă. Și ucenicii lui au venit la el, deci pe muntele măslinilor când Iisus ședea jos, la o parte și au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acesteia. Deci Iisus răspunde la cererea ucenicilor. De fapt, răspunsul lui Iisus este la întrebarea ucenicilor. Ucenicii au fost dornici, care este semnul sfârșitului? Deci nu Iisus are inițiativa, hai să vă zic o predică, nu. Ucenicii au dorința să știe cum va fi, care sunt semnele. Foarte important. Deci pe muntele măslinilor, Iisus stă jos, ucenicii vin și îl întreabă. De fapt, răspunde nu doar la o singură întrebare, ci găsim chiar două sau chiar trei întrebări. Când se vor întâmpla aceste lucruri, adică
nu va fi piatră pe piatră, mă rog, zidurile cetății, așa, apoi semnul venirii lui Iisus Hristos și sfârșitul veacului acestea. Deci răspunsul este destul de complex, dar ceea ce urmează cred că este edificator în ceea ce privește alinierea unor evenimente pe care noi le-am și menționat. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, adică revoluția fake news. Băgați de seamă că vor fi mari înșelători, înșelăciunea va fi la ordinea zilei și cu asta începe Iisus. Aveți grijă la înșelare. De fapt, dacă ne gândim, diavolul este mare înșelător. În Apocalipsa e descris că mare înșelător. Și asta e ce trăim acum pe Terra. Înșelăciune în lanț. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. S-a auzit de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu ne spăimântați. Deci după înșelăciune vin spaimele, temerile. Căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Deci Rusia, Ucraina, o împărăție împotriva altei împărății. Și pe locuri vor fi cutremure de pământ, nu? Turcia, Siria, foamete și ciumă. În COVID a fost o ciumă, nu? Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și să ne oprim aici. Vedem această aliniere a unor calamități, le putem spune așa. În Apocalipsa 6 găsim ca în oglindă, mă rog, repetarea în esență a acestor teribile evenimente sub forma unor cai. Dacă vrei să le spui telespectatorilor despre această paralelă între Matei 24 și respectiv Apocalipsa capitolul 6. Foarte important să citim text în Apocalipsa 6, de la versetul 1 încep. Când a rupt mielul cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet. Vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc și s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruie. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să înjunghe unii pe alții și să dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe cetea treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru, cel ce stătea pe el avea mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, muți un glas care zicea, o măsură de greu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu batem un de lemn și vinul. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui, cel ce stătea pe el strâmea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților, li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molima și cu fiarele pământului. Dacă vrei să ne oprim aici, iarăși, nu că nu s-ar putea continua, și să vedem, consider că ceea ce a spus Domnul Iisus în Matei 24 cu ceea ce se relatează în Apocalipsa 6 descriu în esență același tip de evenimente? Da, cred că există corespondență foarte bună, pentru că și acolo vedem foamete, vedem deci moarte. Deci le vedem în ordine. Calul alb al înșelătoriei, noi nu credem că pe acel călărețu este Domnul Iisus cu credul. Datorită faptului că cununile nu sunt cununile lui Iisus. Și nu se asociază, Domnul Iisus nu se asociază cu ceilalți călăreți și așa. Apoi calul roșu războinic, calul negru al foametei, palid gălbuiul al morții. Ce le-ai răspunde celor care spun, păi domnule, ce, cutremurile sunt un semn, epidemiile, foametea, n-au fost dintotdeauna? În epoca comunistă mi-a căzut în mână un ziar, așa că nu era România Liberă. Și studiam Apocalipsa. Și într-o mână aveam Biblia, în altă mână ziarul. În România Liberă spunea în felul următor, cam 25% din populația Pământului suferă de foamete. Acum s-a ajuns la jumătate. Bun, atunci așa... Da. Da. Aici zice în Apocalipsa 6 cu 8, nu? Li s-a dat putere peste a patra parte a Pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu mălume și cu fiarele. Aici este vorba nu de suferință, ci de ucidere a patra parte a Pământului. Mi s-a părut tare interesant ce zicea presa comunistă cu ce zicea Apocalipsa, știi? Dar dacă revenim la semnificația cailor, e bine să vorbim de fiecare semnificație, calul roșu
separat. Dar haideți să o luăm sistematic. Vom merge și cum propui, cu tremure. Da. Sunt mai multe acum decât în trecut? Sunt mai multe decât în trecut. Numai că acum există un supliment la cutremure. Pot fi și cutremure realizate de om. Și asta e un supliment. Da, că în trecut nu putea oamenii. Sunt țări care pot să realizeze cutremure la anumită dimensiune, prin mijloace ale războiului geodezic. Războaie au fost și atunci, sunt și acum. Deci dacă ne uităm după statistici, războaiele s-au înmulțit, cu tremurile nu mai vorbesc, furtuni, cicloane și așa mai departe. De reglarea naturii. Da, deci... Cu cât ne apropiem de venirea Domnului, de reglarea naturii va fi tot mai mare. Până acolo încât vor fi dereglări și în cosmos. Deci eu văd un crescendo al dereglărilor naturale. Începe cu Terra, cu Pământul și spune Scriptura că și în cosmos vor fi semne în Soare și în Lună. Nu, categoric, aceste semne nu doar pe Pământ vor fi, ci și în Soare și în Lună. Adică nu mai fi ordine naturală obișnuită. Va fi o dezordine naturală. Și asta înseamnă că Pământul se strică, cosmosul se strică și entropia crește. Sunt semne ale dereglării, dezordinii, dar și faptul că Iisus revine. Că Iisus revine la momentul în care trebuie să restaureze întreaga lume. Pentru că e vorba de niște dureri ale nașterii. Și durerile nașterii, suntem bărbați, nu cunoaștem exact cum se petrec lucrurile, dar aflăm și noi și așa. Deci sunt tot mai puternice durerile, tot mai apropiate ca termen, până la scadență. Ori această scadență se apropie. Putem să mergem discutând de fiecare, mă rog, semnificația celor patru cai amintiți aici, dar aș sugera să mergem prima dată la viziunea generală, globală, a semnelor vremurilor, dacă ar fi să clasificăm, să spun așa, semnele vremurilor, cam cum ar putea fi acestea clasificate. Acum, depinde și de autor. Da. Depinde și de autor. Dacă luăm Biblia și viitorul de Hoechema, el are clasificarea lui, alții au clasificarea lor, dar puteți începe cu prima. Haideți să ne uităm atunci cele amintite în cartea Biblia și viitorul, editura Societatea Misionară Română, 1993, tradusă, sau apărută și tradusă în limba română ulterior. Semnele vremurilor pot fi sistematizate în patru mari grupe. Semne care demonstrează falimentul societății omenești secularizate. Și aici se arată haos pe toate planurile. Haos politic, economic, moral, religios. Dacă vrei să amintești grupa a doua, din câte știu, o ai notată. Și apoi vom veni și la detaliu, ca să nu intrăm în detalii și apoi să prezentăm... Deci semne care demonstrează falimentul societății omenești secularizate, haosul politic, haos economic, haos moral și haos religios. În a doua categorie, semne care scot în evidență dragostea și harul lui Dumnezeu. Proclamarea Evangheliei Mântuitoare la toate popoarele, reconstituirea și mântuirea Israelului. A treia categorie de semne, după Hoechema, semne care pun în lumină elementele de judecată divină, războaie, cataclisme, boli nemai întâlnite, foamete și sărăcie. Și a patra categorie, semne care ilustrează opoziția crescândă față de Dumnezeu, înmulțirea fără de legii, creșterea numărului batjocoritorilor față de Dumnezeu și creștinism, prigonirea creștinilor culminând cu necazul cel mare, apostazia, rătăcirea de credință, pregătirea venirii dictatorului mondial anticristul. Deci sunt patru categorie de semne după acest autor și... Am putea să le luăm acum, dacă vrei, pe rând, pornind de la primul haos, da? Haosul politic. Da, haosul politic. E haos politic? Este haos politic. Uitați-vă, aproape fiecare conducător este contestat. Dacă nu uităm la președintele Franței, Macron, contestat. Președintele este al Americii, Biden, rata de popularitate este sub 50%. E un haos. În momentul când nu mai ai sprijinul poporului, nu? Este o anumită dezordine. Dar haosul politic este și datorită
ideologiilor care se bat cap în cap. Neomarxismul, nu? Linia tradițională, conservatoare, suveranismul, globalismul și omul de rând care nu se pricepe nu prea știe ce să mai creadă. Este haos politic. Prin tensiunile care se creează între state, nu-i așa? Și asta ține calul roșu, cred că ține al războiului, ține tot de haosul social-politic. Da. Deci, de ce Dumnezeu permite calul roșu? O întrebare. Dacă e Dumnezeu păcii. Poate unii telespectatori își pun această întrebare. Aș vrea să fiu puțin dur, dacă îmi permiteți. Sunt destul de supărat pe acei atei de duzină, atei de carton îi numesc eu, scuzați-mă pentru această expresie, care zic în felul următor acești atei de carton: dacă Dumnezeu există, de ce mor copii în Africa? Dacă Dumnezeu există, de ce există războaie? Dumnezeu înseamnă că nu există. Nu o să răspund la acești oameni și la cei care stau în dilemă și nu știu ce să creadă. Cine e vinovat că există războaie pe pământ? Cine e vinovat că există dezordine pe pământ? Cine e vinovat că există ciumi și boli pe pământ? Hai să ne mergem în Eden. Dumnezeu a zis la Adam: în ziua în care vei mânca din pomul cunoașterii binului și răului, în ziua aceea vei muri. Va intra moartea pe pământ. Adam conștient, era un om perfect, conștient, a ales moartea. Adam a deschis ușa morții pe planetă. Deci, vinovat pentru războaie este omul 100%. Vinovat pentru ciumă, omul a deschis ușa morții. Deci nici măcar nu putem să spunem că diavolul e vinovat, nu este omul. Pentru că timp, dacă n-ar fi mâncat din pomul, nu, degeaba diavolul exista în lume. Plus perpetuarea celui păcat, pentru că, de fapt, ce semnificație are interdicția din grădina Edenului? Dumnezeu și-a rezervat pentru sine să hotărească binele și răul în locul omului. Pomul cunoștinței binelui și a răului. Ori omul și atunci în grădina Edenului, dar mereu în cursul istoriei, schimbă și zice răului bine și binelui rău. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Vei muri. A intrat moartea. Deci aceștor atei de carton pot să zic: omul e vinovat 100%, nu Dumnezeu. Deci nu este un criteriu în existența lui Dumnezeu, existența războiului. Ei vor să împingă spre emoționalist lucrurile și spre... Acum, sigur că se ridică problema cea mai complicată: cum poate Dumnezeu fi atotputernic și atot iubitor, să zic, dragostea și puterea atotputernicia, cum se împacă din moment ce permite problema asta? Dumnezeu, care ar fi Dumnezeu a dat autonomie omului, suntem după chipul și asemenea lui Dumnezeu făcuți, Dumnezeu e liber și l-a făcut și pe om liber. Deci liberul arbitru până la urmă e problema. Da, liberul arbitru. A dat libertate omul a ales moartea și Dumnezeu... Încă ceva. Dumnezeu lasă moartea, dezordinea, un timp numai. Nu, deci e foarte important de reținut. Hristos, că vine a doua oară, strează toate lucrurile. De fapt, moartea va dispare. Cineva a spus foarte bine, există doar două locuri în eternitate. Un loc sub egida, spusă de oamenii credincioși: Doamne, facă-se voia ta în viața mea. Și un alt loc în care Dumnezeu îi zice omului: omule, facă-se voia ta. Deci liberul arbitru, libera alegerea omului. Dumnezeu a dat harul, e un har să ai liber arbitru. Dacă n-ar fi dat, ne-am fi fost roboți. N-am fi fost după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Dar asta intră, libertatea intră la ideea că suntem după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Deci omul e vinovat că există moarte. Omul e vinovat că există războaie. Omul e vinovat. Wilhelm Busch, teologul german, spune: cu cât vremurile devin mai grele, cu atât mai importantă e așteptarea venirii lui Iisus. Să vedem puțin și vom continua cu analiza așa superficială, pentru că nu putem să facem o analiză profundă în timpul pe care îl avem la dispoziție. Vom continua cu analiza semnelor, dar ce ne îndeamnă aceste evidente semne ale unui sfârșit de lume? Că nu o spun numai cei de la televiziunile, să zic așa, de nișă creștine, ci o spun aproape la toate televiziunile: domnule, ce se întâmplă în lume par niște evenimente de sfârșit de lume. Ce menire au aceste semne ale vremurilor? Și începe de la cultura contemporană, filmele, Hollywood-ul. Niciodată, pe în ultimii 10-15 ani, n-au fost filme apocaliptice, filme despre sfârșitul lumii. De fapt, filmul reprezintă starea de spirit a omenirii. Înseamnă că este în omenire starea asta de sfârșit.
Adică tot mai multe filme apar cu sfârșitul lumii, cu invazie extraterestre, cu sfârșitul civilizației umane. Înseamnă că este în sufletul omului adânc această stare. Deci omul simte, chiar dacă nu poate exprima mai mereu, că este un sfârșit. Plecând de la cultură, ajungând la religie, vedem ideea sfârșitului și în iudaism, și în islam. Și în islam este ideea că vine un mântuitor, nu? Mahdi. În iudaism e ideea de judecată a popoarelor, vedem în profeții mici, în profeții mari, nu? Și în creștinism. Deci cultură, religie, în cultură în sentimentul de sfârșit, în religie ideea de sfârșit. Și apoi este în sufletul omenesc această oboseală, în sufletul poporului, oboseala de a mai trăi, de a mai lupta. Asta înseamnă în sfârșit de civilizație. Deci atât cultură, atât religie, cât și în psihicul uman este sentimentul de sfârșit. Ar exista pe pământ posibilitatea hrănirii întregii populații a lumii sau nu? Pentru că se spune în multele filozofii maltusiene că trebuie mulți oameni să moară ca să putem supraviețui și poate că există și anumite politici de, de depopulare a planetei. Întreb, după opinia ta... Trebuie să luăm opinia oamenilor de știință. Oamenii de știință spun că există resurse pe Terra și pentru 10 miliarde de oameni. Și nu suntem 10 miliarde. Dacă nu am cheltuit pentru război. Ideea este alta. Ideea este alta. Trebuie să fie oameni puțini, că vor fi mai ușor de controlat. Asta e ideea. Deci depopularea are scopul unui control mai facil. 10 miliarde sunt mai greu de controlat. Dar un miliard? Se merge până acolo, încât se spune că un număr optim pentru Terra este un miliard. Și că ceilalți trebuie să moară. Sau să nu mai se facă copii. Dar se folosesc ambele metode. Și ideea de moarte forțată a unora și ideea de a nu se mai face copii. Acum 40 de ani, în 1973, la Națiunile Unite, Willy Brandt spunea, din punct de vedere moral, nu există nicio deosebire dacă un om este ucis în război, a se vedea ce se întâmplă în Ucraina vecină, sau este condamnat să moară de foame datorită indiferenței altora. Cum comentezi? Există foamete naturală și există foamete provocată. Să ne gândim la foametea provocată de Stalin în Ucraina, Holomodorul, în care milioane de oameni au murit. Deci tot o formă a războiului a fost. Un război contra Ucrainei. Dar sub formă de foamete. Putem să spunem că există și astăzi o foamete politică, adică datorită politicilor, și o foamete naturală. Foamete naturală cu foamete datorită unor politici greșite merg mână-mână. Și cred că e un diavol în spatele acestor forme de crimă. Adică să ucide oamenii prin foamete. Stalin, vinovat de moartea milioane de ucraineni prin foamete. Deci, pur și simplu, în timpul Holomodorului, așa se numește foametea asta provocată de Stalin în Ucraina, s-au luat cotele de alimente la țărani. Țăranii n-au voie să mai iasă din sate și mureau de foame. Există și astăzi politici din astea forțate, o foamete provocată de oameni, dar există și foamete naturală. Cred că ambele forme vor fi până va veni Domnul Iisus. Și provocată de oameni și provocată de natură. Ca atare, e evident că anumite crize de natură materială se datorează crizei spirituale, haosului spiritual, haosului religios. Primul cal din înșiruirea, primul călăreț, mă rog, primul semn al venirii finalului. Ce se poate spune despre acest haos religios, trecând peste faptul că vin unii lideri și se dau ei Hristoși și salvatorii lumii și așa mai departe? Dacă extindem puțin la nivel planetar, să spun așa, există un haos moral, spiritual, evident, și cum se manifestă? Hai să luăm un caz recent. Biserica Anglicană. Vor să elimine din rugăciunea Tatăl nostru expresia Tatăl nostru. Faptul că se discută
se discută la nivel de vârf, în biserica anglicană, nivel de casă episcopilor, de episcopi, nivel de cler, de mireni. Să nu mai spui cum ne-a învățat Domnul Iisus. Domnul Iisus ne-a învățat, zice, Tată. În Evanghelia după Ioan este expresia cea mai dulce, Tată. Să se elimine conceptul de Tată. De fapt, e o lovitură a învățătorului Iisus. Și când o biserică creștină, nu anglicană, discută să eliminăm din limbajul nostru cuvântul Tată, deja înseamnă haos în interiorul religiei protestante. Trebuie să recunoaștem că multe lucruri de haos vin din protestantismul lor actual. Pentru că, de ce este acest haos? Fiindcă nu mai este Biblia cuvântul de reper, ci votul, democrația. Adică părerea noastră, political correctness, să fim corecți politic. Acum, regele Charles, care prezidează Biserica Anglicană, va avea un cuvânt de spus dacă se elimină tatăl nostru sau nu se elimină tatăl nostru. Posibil anul ăsta să se ia decizia. Adică expresia tatăl nostru. Deci, haosul începe când cuvântul este călcat în picioare. Deci, că este punctul de plecare al haosului. Și dacă biserica își pierde puterea de a săra, ce să mai zicem de societate? Practic, dacă se reeditează păcatul protopărinților noștri, care au vrut ei să hotărească ce e bine și ce e rău. Poate unii vor spune, păi vorbiți despre sfârșitul lumii, da. Autorii celui de-al doilea raport către Clubul de la Roma, Omenirea la răspântie, apărută destul de mult, au afirmat, și dăm voie să dau un citat, brusc, aproape peste noapte, raportat la scara evoluției istorice, omenirea se află confruntată cu o mulțime de crize fără precedent. Numeroase analize recente ale perspectivelor omenirii pe termen lung au condus la concluzii sumbre. Acestea au fost imediat calificate de profeții despre sfârșitul lumii. Și totuși, succesiunea rapidă de crize care cuprind în prezent întregul glob este cea mai clară indicație că omenirea se află la o răspântie a evoluției sale istorice. Iar pentru ca profețiile să se adeverească, este de ajuns să ignorăm semnele limpezi de pericol care ne stau în față. Încheiat citatul Clubul de la Roma, care a fost acum vreo 30-40 de ani această evaluare. Ce s-a întâmplat pe parcurs? Suntem pe un drum din care ne mai putem întoarce sau nu ne mai putem întoarce? Teoretic și idealist vorbind. Că suntem realiști, e un drum fără întoarcere. Dacă suntem idealiști, o trezire spirituală ar mai bloca. Eu cred că mersul lumii la nivel global e fără întoarcere, dar pot fi treziri spirituale locale, chiar naționale, pentru că lumea se leapără de Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu în California, cred că una din cele mai mari obrăznicii de pe planetă a fost în California, au spus la nivel de vârf, la nivel de conducere a Californiei, că Biblia este o carte supraestimată. Și a început public să lupte contra Bibliei, că Biblia este relativă. Pe atunci când organele de stat sunt implicate în lupta contra Redefinirea Bibliei. Redefinirea morală, da? Și a credinței. Eu cred că eliminarea Bibliei din spațiu public înseamnă grăbirea sfârșitului. Pentru că atunci când noi candela lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu, eliminăm, vine întunericul. Aceasta este tendința, eliminarea Scripturii, eliminarea Cuvântului Dumnezeu, de aceea e cam un drum fără întoarcere. Cei din Clubul de la Roma spuneau că soluția ar fi un remediu tehnic, utopic, de abordare globală a actualelor probleme, deci de formarea unui stat global și administrarea binelui comun general de către elită. Așa să fie? Bun, aceasta este visul unor elite, miliardari, de a suprima ideea de națiune, de a suprima suverenitatea națională, o globalizare, dar nu în stilul autonomiei națiunilor, ci în stilul totalitar. Ce înseamnă globalizare în stil totalitar? Un guvern mondial care nu mai contează ce zic națiunile și să fie reguli pentru toată planeta la fel. Numai că ideea este să eliminăm creștinismul, să creăm o religie globală. Aici intervine, nu mai este democrație. Totalitarismul ăsta global elimină ideea de democrație, elimină ideea de națiune,
elimină ideea de religie și ideea de familie. Deci atacul se duce contra familiei, contra bisericii și contra națiunii. Că națiunea, biserica și familia sunt obstacole în calea ideii de guvern global. Atunci asistăm astăzi la o luptă în care căsătoria nu mai e bărbat și femeie. Cineva s-a căsătorit cu propriul telefon. Și asta e deja legal. Propriul telefon te-ai căsătorit. Deci asta este o aberație. De fapt, să abandonezi ideea de familie, nu mai e bărbat femeie, ci femeia cu telefonul propriu. De fapt, umanitatea s-a ridicat la cel mai înalt nivel de sfidare a divinității. E una să negi cele 10 porunci, decalogul. E poate mai mult sau similar să negi principiile creștine ale Noului Testament, dar acum se neagă principiile creației. Dumnezeu a spus parte bărbătească, parte femeiască, Dumnezeu a spus căsătoria, mă rog, dintre bărbat și femeie, Dumnezeu a spus părinții sunt autoritate peste copii. Iată că toate aceste valori ale creației deja sunt puse în discuție. Ca să vedem până unde s-a dus povestea asta cu eliminarea principiilor creației, într-o școală catolică din Canada, un băiat a afirmat că sunt două genuri. A fost suspendat din școală și dat pe mâna poliției. Școală catolică. Păi dacă într-un mediu așa religios e o crimă să zici că sunt două genuri, nu este nici democrație, este totalitarism deja la nivelul ideilor. Deci nu este. Moartea ideilor înseamnă sfârșitul democrației. Adică să nu mai poți exprima altă opinie. Nu, trebuie o singură opinie. O singură opinie. Și faptul că școala catolică l-a dat pe mâna poliției e un fapt. Deci e din comun de grav. De fapt, cine analizează evoluția educației școlare în Statele Unite poate să constate că din momentul în care s-a scos educația în creștină, 60. Biblia, da, în 60 și ceva, rugăciunea din școli, de atunci a pornit totul. Atunci problema era părul lung, mai știu eu, blugii prea evazați, sau acum sunt îmbușcători și droguri și... Profesor uciși? Da. Elevi uciși? Deci, repet, când Biblia e eliminată din spațiu public, dezordinea va fi și mai mare. Ne îndreptăm spre o dezordine avansată. La nivel de politică, la nivel de economie, la nivel social. Cuvântul lui Dumnezeu era reperul. Când nu mai avem reperul lui Dumnezeu, vine diavolul cu reper. Să ne uităm la premiile de la premii muzicale în America. A fost un spectacol satanist. A fost un spectacol... Deci când Dumnezeu dispare ca reper, poate fi diavolul ca reper. Și în Apocalipsa spune că în vremea sfârșitului se vor închina pe față dracilor. Dispare reperul divin, apare reperul demonic. Că omul dorește închinarea. Deci nu poate, dorește. E un închinător incurabil. Da. Și atunci se va închina dracilor. Pe mine m-a șocat când am citit în Apocalipsa că se vor închina dracilor și după toate cataclismele tot dracilor se închină. Adică nici durerile, nici cataclismele, absolut, nu i-au dezlipit de închinarea satanistă. Și vedem acum că în marile premii, s-a inaugurat în Elveția un tunel, a fost un spectacol satanist. Premiile acestea Grammy din Statele Unite, spectacol satanist. Deci începe pe față închinarea aceasta la satana publică, care în trecut era epilepsit ca vrăjitoare. Acum este chiar, normalitatea. Chiar și comuniștii condamnau homosexualitatea, spre exemplu, și elemente de vrăjitorie și altceva. Ce putem spune despre pericolul nuclear, apropo de calul roșu? Tot mai multe țări doresc să aibă arma nucleară. Cea mai periculoasă țară este Coreea de Nord, care vrea să aibă nucleară, e și ajutată. Oare Coreea sau Iranul? În Coreea de Nord e cea mai vocală. Da. Iranul nu e așa vocal contra... Și încă nici nu e clar că au deja fabricate. Dar cred că e mai avansată Coreea de Nord decât Iranul în privința asta. Ideea este când asemenea țări obțin bomba nucleară, o pot folosi. Iranul ar folosi-o să șteargă Israelul de pe pământ. Sunt meeting-uri, adunări populare în Iran, care se ard de drapelul Americii și drapelul Israelului.
Satan cel mare și Satan cel mic. În Coreea de Nord, acolo nu Israelul este miza, ci Statele Unite este miza. Deci diferență de direcție. Iranul ar folosi bomba împotriva Israelului, Coreea de Nord contra Americii. Categoric că pentru unii ar fi avantajos să dispară America. Noi credem că deocamdată America așa cum este ea, încă este un leagăn al democrației. Încă este un leagăn. Cel puțin vedem că sunt state conduse de guvernatori și înseamnă că e democrație dacă pot fi aleși și pot să se exprime. Însă nu se poate spune de democrație în Iran. O femeie a fost ucisă pentru că nu purta hijabul cum trebuia. Era prea frumoasă și trebuia să-și acopere fața. Acum s-a desfințat poliția religioasă în Iran, dar pe hârtie, că practic. Credem că acest pericol nuclear se va dănci. Acum sunt analiști care se tem de dezmembrarea Rusiei după Putin. Va fi haos după moartea lui Putin. Se tem ca armele nucleare să ne ajungă în mâna altor state. Este această frică analiștilor că dacă este haos în Rusia să ne ajungă. Pentru că dacă ar ajunge armele și Rusia are foarte multe, vor putea folosi aceste state sau entități sau grupări, vor putea folosi aceste arme nucleare pentru șantaj. Deci, tot mai mult. Și se zice și despre Ceaușescu că ar fi vrut arma nucleară. Eu cred că e adevărat. Ceaușescu ar fi vrut arma nucleară și în secret lucra la obținerea armei nucleare. Dar... dacă se poate, am două citate. Papa Ioan Paul al II-lea, iată, acum în 20 de ani, spune așa: viitorul nostru pe această planetă expusă anihilării nucleare depinde de un singur factor. Umanitatea trebuie să facă stânga împrejur către morală. Dar problema este cum să o facă. Din punctul de vedere al tehnologiei, omul a depășit cu mult capacitatea sa morală de a controla rezultatele tehnologiei. Acea știință fără conștiință, da? Omul însuși trebuie să fie schimbat. Biblia ne învață că acest lucru este posibil prin înnoire spirituală. Iisus Hristos a spus că omul trebuie să se nască din nou, să sufere o renaștere spirituală. Iar Billy Graham spunea, într-un discurs ținut chiar la Moscova: întreaga rasă umană stă sub sabia nucleară a lui Damocles, fără a ști când cineva va apăsa pe buton sau va da ordinul prin care o mare parte a planetei va fi distrusă. Eventualitatea declanșării unui război nuclear nu este doar o chestiune de ordin politic. Cursa în armării nucleare este în primul rând o problemă morală și spirituală care trebuie să ne privească pe toți. Este convingerea mea că răspunsurile venind doar din sfera politică nu sunt suficiente. Este acum momentul să îndemnăm lumea să accepte și soluțiile de ordin spiritual. Ar fi speranță dacă oamenii ar accepta ce spuneau acești doi lideri care amândoi au plecat din lumea noastră. Nu suntem oameni care sunt pesimiști în mod absolut. Credem că dacă este o reîntoarcere, cum a fost în Ninive, nu? Distrugerea se oprește. Dacă este întoarcere spre Dumnezeu, deci lucrurile pot fi întorsătură favorabilă. Nu negăm că ar fi posibil lucrul acesta. Însă, oamenii politici sunt depășiți. În arma nucleară se va răspândi. Posibil să fie lupte, de exemplu, între Pakistan și India. Deocamdată să nu uităm între India și China că există lupte și morți, nu? Atunci când voi folosi arma nucleară, nu? O țară nu trebuie neapărat din Europa sau America, din Asia. Că acolo e mare bătălie acum pentru arma nucleară, în Asia. Asia e continentul care dorește o nouă deschidere nucleară. Îi pot folosi arma nucleară. China contra Indiei, nu? Ce se întâmplă? O parte din planetă va fi afectată puternic. Pentru că există la asiatici o cruzime care nu există la europeni. Asta e vorba care, de exemplu, cel mai crud lider comunist nu a fost Stalin. Cel mai crud lider comunist a fost Pol Pot, liderul comunist al Cambodgiei. A omorât o proporție, un procent din populație mai mare ca Stalin. Deci el a fost cel mai mare criminal. Așa criminal a fost Pol Pot încât făcea munți din craniile celor uciși. Deci ca procent din populația unei țări, cei mai mulți i-au ucis Pol Pot, nu Stalin. Numai că
Nu, nu prea se vorbește așa de mult de dictatorul comunist. Și ideologii de stânga, acum aș echivala cu ideologii neomarxiste, cineva dintr-un partid românesc a zis că vremea familiei a trecut, e vremea să trăim în grup. Deci atacul contra familiei, nu? În România? În România. Nu zic numele partidului să... Și n-a fost dezmințit. No, vremea familiei a trecut, trebuie să trăim în grup. Deci în grupuri, bărbați, femei în grup să trăiască împreună. Asta e noua viziune. Adio familie, trăire în grup. Și a zis-o public, că era ceva lider într-un partid din România. Partidul românesc. Deci atacul contra familiei, atacul contra națiunii și contra bisericii. Și atacurile contra bisericii ortodoxe se întețesc enorm de mult. Biserica ortodoxă mai ține o linie, nu? În privința, trebuie să recunoaștem, a familiei, a credinței, în Hristos, a națiunii. Acum, tristețea mea că două națiuni ortodoxe se omoară, Rusia cu Ucraina. Și asta e o palmă dată. Și o negare a terminologiei de creștin. Să mai și sfințești tunurile, cum s-a mai întâmplat în istorie. Hristos e singurul care poate fi speranța omenirii. O reîntoarcere la Hristos, individuală, națională, de grup, poate aduce binecuvântare și lumină. Totul depinde de poziția noastră față de Hristos. Ne îndepărtăm, ne lepădăm de El? Moarte. Ne apropiem de El, e viață. Deci viitorul omenirii depinde de atitudinea față de Hristos. Mai avem 10 minute. În episodul al doilea și ultimul vom merge spre semnele care scot în evidență dragostea și harul lui Hristos. Opoziția față de Dumnezeu, deși le-am atins cumva, o să avem peste o săptămână, cred, un invitat turc cu care vom vorbi mai în detaliu. Postelevo meu i-a fost profesor, da? Invitat, Salih Sabri. Salih Sabri, care acum este în Turcia, Siria, ca să vadă și să ajute ce se poate acolo. Sper să putem să-l avem la Credo, dar totuși ca o provocare. Ce putem să spunem legat de ce s-a petrecut în această zonă, așa, în câteva minute? Care ar fi răspunsul nostru când am văzut și vedem deja se ridică la 30-40 de mii de morți, printre care foarte mulți copii și așa mai departe? Aș recomanda trei lucruri ca să rămânem la esență. În primul rând, să nu-i judecăm. Pentru că pot fi judecați. Au meritat asta pentru că au făcut din Sfânta Sofia din nou moschee. Știi? Ar fi un creștin tradițional să zică și mâna lui Dumnezeu. Știți că nu mai e. Știu. Da, și asta e foarte mare ofensă la lumea ortodoxă, nu? Și creștin în și general. Creștin în general. Zic că n-ar trebui să judecăm cât de ce a venit cu tremurul. Deci este tendința asta de a judeca, de a emite judecăți, că Dumnezeu i-a pedepsit. Noi nu știm asta. Nu știm asta. Deci nu ne putem pronunța că nu suntem Dumnezeu. Al doilea lucru, trebuie să ne rugăm pentru ei. Ei sunt foarte jos. Deci la ora actuală starea de spirit e dezastroasă. Încearcă oameni să fugă. Dezvoltatori imobiliari încearcă să fugă din Turcia. Pentru că nu s-au respectat regulile de cutremuri în construcții. Au fost, la noi încă sunt că se respectă. Deci regulile de siguranță. Da, nu s-au respectat, s-a furat foarte mult material. Un dezvoltator imobiliar a fost prins pe aeroport și arestat. În multe blocuri din ce-au vândut el s-au prăbușit total și erau prezentate rezistente la cutremuri. Dezvoltatorii imobiliari vor fi trași la răspundere pentru că așa asta este. Deci cred că un motiv pentru care au murit așa de mulți oameni vine și din vina umană. Adică acei dezvoltatori imobiliari, nu vreau să zic unde mai înșală oamenii în România, pur și simplu au depășit toate lucrurile de bun simț. Atât de mult au furat, au neglijat, încât nici măcar dacă n-ar fi fost cu tremur nu era în siguranță blocul. Și mai mult, nu doar proiectanții și constructorii, ci legislația, ci că a scos anumite clădiri de sub 50% de sub nevoia 50% de din clădiri, chichițele legislative, ci că scutire, deci așa s-a numit scutire de cerințele de siguranță. S-a dat scutire. Te-ai dus acolo, mai dat poate ceva bănuț, s-a dat scutire. Deci 50% din clădiri au avut scutire de siguranța construcțiilor.
Deci să nu judecăm. Să nu judecăm, doi, să ne rugăm și trei, să ajutăm. De exemplu, biserica noastră va face o colectă pentru asta, duminică, în românii încep să trimită ajutoare. Cel mai mult m-a impresionat că România a fost prima țară din lume care a trimis echipă de salvatori în Turcia. Cel puțin așa am fost informat, nu suntem chiar siguri. Da. De obicei, evreii ajung prima dată Israelul. Atunci putem spune prima țară europeană. Da. Asta fim și noi. Și al treilea? Păi asta era. Prima era în să nu judecăm, doi să ne rugăm și trei să-i ajutăm. Asta înseamnă să ajutăm. Cum comentăm în 5 minute, în vremea aceea, Luca 13, au venit unii și au istorisit lui Israel, au venit și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Deci, oarecum similar cu ce s-a petrecut. Și Domnul Iisus a spus, credeți voi că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ce a vrut să spună de fapt Domnul Iisus? A vrut să spună, se oprească din judecarea celor galileeni. Ei credeau că au fost păcătoși și de-aia au fost omorâți. Iisus a vrut să zică că nu asta e motivul. Nu asta e motivul. Sunteți la fel de păcătoși și voi. Nu vă mirați că ei au pățit așa. Mirați-vă că voi n-ați pățit ca ei. Să nu uităm că România poate fi supusă, nu? Nu-i cu tremur. Și cred că dezastrul ar fi mai mare. Câte clădiri n-au Bulina Roșie. Acum, eu cred că s-au respectat mai mult normele de siguranță în construcții în România decât în Turcia. Cred asta, pentru că la noi statul și controlează. În Turcia nu prea controla. Deci cred că la noi există mai mare siguranță. Dar aș vrea să vin un motiv pentru care au murit așa mulți oameni, este lăcomia. Lăcomia. Și zice Iisus, ce este ascuns va ieși la iveală. Acum este la iveală acea lăcomie. Până acum nu s-a știut că 50% din clădiri au fost scutite, au primit de la stat scutire de siguranță. Acum este la iveală. Înseamnă că e corupția în sistemul de stat. Noi totuși trebuie, pe lângă rugăciune, să-i ajutăm. De aceea am auzit că din București pleacă o caravană. Am văzut vreo 4 localități unde pleacă, pături, mâncare. Asta putem să facem pentru ei. Salvatorii din partea guvernului. Deci guvernul României și societatea civilă. Guvernul României a fost la înălțime, a trimis echipa de salvatori, inspectoratul pentru situații de urgență. Biserici au început să se miște. Sali Sabri, nu? Biserica din Medjidia. Biserici din Ardeal, care încep să facă colecte pentru ei. Deci asta contează foarte mult. Creștinii să ajute pe musulmanii din Turcia, nu pe motive de prozelitism, ci pur și simplu de solidaritate umană cu cel ce suferă, cu cel ce e gol, că zice Iisus, am fost gol, ei sunt goi acum, nu? Unii n-au casă, n-au nimic, sunt flămânzi. Deci, practic, noi facem ce spune Matei 25. Am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost flămând. Asta putem face. Iar în Iov scrie că cel care suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Deci nu poate fi criteriu, dacă nu se închine la Hristos, nu-i ajutăm. Ce putem noi să facem este să ne rugăm pentru ei, deci să nu-i judecăm că de ei au fost pedepsiți, că nu putem ști asta, dar să ne rugăm pentru ei și îmi plac rugăciunii să fac și să-i ajutăm material, prin prezență, să ajut prin... Și au nevoie, e iarnă grea. Nu e ușoară iarna acolo, în Asia Mică, în zona aceea cu tremurile. Și pur și simplu am rămas surprins că din București va porni o caravană cu pături. Asta mi-a plăcut enorm de mult. În concluzie, la periplul nostru printre semnele vremurilor, vom merge, repet, și într-un episod viitor, cum ar trebui să vadă telespectatorii, poate le dai un îndemn privind spre dumnealor, cum ar trebui să vadă tot ceea ce se întâmplă în lume. Și din nefericire, cele mai multe lucruri care se petrec în lume sunt negative. Vom vedea și elemente pozitive în episodul viitor, dar știrea cea bună nu prea o găsești pe multe televiziuni. Ar trebui să se gândească telespectatorii la Hristos. Ce zice Hristos despre sfârșitul vremurilor? Pur și simplu, să mediteze la fiecare cuvânt al lui Hristos. Ce a zis? Și vor vedea că ce a zis Hristos cu 2000 de ani în urmă începe să se vadă tot mai. Și în episodul următor, de exemplu, cu valurile mării. Acum înțelegem care e problema, nu? Cu schimbările climatice. La început n-am înțeles, cu vuietul mării, cu oamenii care tremură de frică.
Hristos a vorbit de ciumă, a vorbit de ce înseamnă ciuma asta. Oare intră și războiul biologic în problema ciumei? Dar, episodul viitor, noi trebuie să ținem, asta o să spun, să ținem cont de ce a zis Iisus despre vremea sfârșitului. Cel mai mult, nu ce a zis Nostradamus, nu ce zice nu știu care guru contemporan, nu ce zice Hariri, ce zice Iisus. Și dacă noi ne uităm la Iisus, vom vedea că Iisus spune adevărul și Iisus ne mai spune, vegheați. Deci eu trebuie să veghez. Eu trebuie să veghez la sufletul meu. Sufletul meu să fie mântuit. Eu să fiu împăcat cu Dumnezeu prin credința în Hristos. Trebuie să veghez să nu fiu înșelat. Băgați de seamă să... Deci vegherea. Deci, vegheați să nu fiți cuprinși de îmbuibare, de mâncare, de neglijență. Deci eu trebuie să sporesc starea asta de veghe. Veghe să fiu mântuit și veghe să țin cont de Iisus. Veghe să înțeleg aceste semne la sfârșitul vremurilor. Și să nu fiu speriat de aceste semne. Repet, să nu fiu speriat. Iată că ceea ce scrie în Sfânta Carte se împlinește. Nu vrem să venim cu un mesaj pesimist, pentru că există într-adevăr un mâine care plânge, dar există un poi mâine care râde. Și noi nu vorbim de un sfârșit al lumii, ci despre un nou început sub autoritatea Domnului Iisus Hristos, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Fie să luăm aminte la ceea ce se întâmplă în lume și cum ne spunea invitatul, că la un moment dat ținea Biblia și ziarul într-o mână și în cealaltă, să observăm că ce se petrece în lume, de fapt scrie în Biblie succesiunea de semne, este evidentă pentru orice cercetător al Bibliei. Fie deci să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, să îl studiem cu seriozitate și să știm că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Repet, vine și un poi mâine, dacă vreți, care râde, vine Împărăția lui Dumnezeu și la ceea ce noi asistăm sunt durerile nașterii unei noi lumi. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să luăm aminte. Mulțumim invitatului nostru, vă mulțumim dumneavoastră, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus, așa cum ni se spunea, El este speranța noastră, prin El s-ar putea schimba din temelii tot ce este rău în lumea aceasta, dar din nefericire omul nu vrea. Merge într-o veselie spre autodistrugere. Dar sunt și alții care nu merg, nu se lasă purtați de valul, majorității lumii, ci au luat un mers împotriva curentului, ghidându-se după Cuvântul Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe El. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc!